Bună, mă numesc Bianca și astăzi vă voi arăta cum să faceți orez crud, sălbatic și curry. Ingredientele de care avem nevoie sunt nucă de cocos care a rămas de la lapte. Am făcut rețeta de lapte, puteți să o vedeți aici. Lapte de cocos, ardei iute, pudră de ghimbir, curcuma, pudră de curry, piper negru, țelină apia, un pic de lămâie sau dacă aveți lime, foarte puțin ceapă roșie, usturoi, o curmală, roșii, pătrunjel sau dacă vă place coriandru. Pentru orezul sălbatic aveți nevoie desigur de orez sălbatic. Cam așa arată orezul sălbatic. Am ținut 5 zile în apă și așa înflorit, se cheamă. Orezul sălbatic nu este relaționat cu orezul, este o sămânță, pur și simplu. Cam așa arată. Dacă vreți să grăbiți procesul, puteți să puneți orezul sălbatic în apă. O parte de orez cam la 3-4 părți apă și puteți pune în deshidrator dacă nu aveți 5 zile la dispoziție. Depinde foarte mult de temperatura camerei. Dacă este foarte cald, se va face mai repede. Dacă nu, se va face mai încet. Iar ca legume am ciuperci, morcov, zucchini, dovlecel, ardei roșu. Toate acestea le-am pus la soare să se deshidrateze un pic și porumb. O să încep cu dressing-ul. Am adăugat toate ingredientele, excepția pătrunjelului care voi adăuga la sfârșit. Și acum să adăugăm sosul de curry peste legumele noastre și să le amestecăm. Vom adăuga peste orez. Și cam așa arată. Am uitat să menționez că puteți folosi și nucă de cocos tânără. Rezultatul va fi și mai bun. Pentru că va fi mai cremos. Să începem. Foarte bun. Dacă încercați, dați-mi de știre.